prima zi caniculară cod roșu. Deci 40 de grade la umbră, la soare nu se mai pune. Unde stupii cam suferă de căldură. Cules nu mai este, s-a tăiat teiul. Fac bărbi, foarte multă populație ieșit afară. Și vreau să vă prezint. Albină, jos, barb, și ăștia la fel. Tupii de polistiren nu au nimic. Nu fac barbă. Nu li trebuie. Aceste activitate se prezintă foarte bine. Foarte, foarte mult albin afară. Negru de albin. Negru, negru de albin. Negru de albin. Uite și acolo. Da. Tot stupii. Asta. Da. Polistirenul. Nu are absolut nimic. Deci două capete setă, plus decât două de jumătate. Da. Da? Ia uitați. Două capete setă și încă unul de jumătate. De lemn. Nu au absolut nimic. Da. Asta este avantajul stupului polistiren. Nu știu, ne uităm nici măcar. Hai, mă lasă-mi. Puțin agitate. Puțin agitate din cauza căldurii și lipsii de cules. Aici se pot vedea de la distanță. Chiar se lucrează un pic. Foarte fain. Da. Așteptăm să începem să populăm din ce în ce mai mulți. Ia să vedem și partea asta. Uitați ăștia de nucleu de 6 rame. N-are nimic. Aici. Acolo sunt niște roișori formați și sus și jos, plini, nu le convine cu aerisirea, nu ies afară. Da? Acesta este full, din ce știu eu. Mai stă un pic de albinuță pe acolo, dar asta datorită faptului că nu i-am lăsat dedesubt, nu i-am lăsat aerisirea desfăcută. Iată, stupii 10 rame, două caturi de jumate, albin afară. Stup polistiren, cap de 3 sferturi și cap de jumate, albina liniștită. Și încă nu i-am dat drumul, trebuia să-i dau drumul la ordinișul mare, probabil de aia. Și n-are nici aerisirea de sub desfăcută. Deci n-are aerisire, că știu că pe la toți le-am pus polistiren în difundul antivaroa. Dar se prezintă excelent. Na, cam asta este. Da, uitați. Bărbi. La, probabil aici în, deja cu toate apele de pe mine. Cine știe câte grade ar fi. Cam asta este. Situația. Sănătate, numai bine.